Vă invit să deschidem uh, cuvântul lui Dumnezeu la unul din oamenii care a impactat societatea în care a trăit într-un mod extraordinar de puternic și numele lui este Daniel, cu toții ați auzit de Daniel. Uh, și aș vrea să deschideți la capitolul 2, vom citi câteva versete de aici, de la versetul 46, să vedem cum un tânăr, plecat din țara lui, ajuns departe, ajunge să impacteze o lume care nu și-ar fi mai ginat niciodată. Poate că și noi spunem, societatea în care trăim a ajuns prea departe. E prea străină de Dumnezeu, e prea împotrivitoare lui Dumnezeu, nu vom putea impacta. Dragii mei, cu Dumnezeu totul este posibil. Și priviți ce face acest tânăr. Daniel, capitolul 2, de la versetul 46. Atunci împăratul Nebucadnețar a căzut cu fața la pământ și s-a închinat înaintea lui Daniel și a poruncit să-i se aducă jertfe de mâncare și miresme. Împăratul a vorbit lui Daniel și a zis, cu adevărat Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul împăraților și El descoperă tainele, fiindcă ai putut să descoperi taina aceasta. Apoi împăratul a înălțat pe Daniel și i-a dat daruri multe și bogate i-a dat stăpânire peste tot ținutul Babilonului și l-a pus ca cea mai înaltă căpetenie a tuturor înțelepților Babilonului. Daniel a rugat pe împăratul să-i dea grija treburilor ținutului Babilonului în mâna lui Shadrach, Meșac și Abednego. Daniel însă a rămas la curtea împăratului. Să ocupăm locurile. Sunt bucuros să fim împreună în, după masa, în dimineața aceasta și în după masa aceasta, în două sesiuni care le vom avea aici. Și aș vrea să privim puțin și să definim puțin cadrul ce înseamnă a fi un tânăr de impact într-o societate ca și aceasta sunt onorat să fiu, am mai fost în biserica aceasta, știu că și la niște studii care se făceau undeva, cred că jos la Demisol, pe vremuri, am mai fost și în biserica dumneavoastră cu ani în urmă, dar mă bucur să fim astăzi într-un cadru, pentru că ce vreau să cadru ca și acesta, iubesc tinerii foarte mult. Am slujit mulți ani, până în urmă cu vreo doi ani și parcă așa de greu mi-a venit să las tineretul la Sfânta Trăime în Bistrița. Cu toate că mi-am căutat un tânăr de mulți ani cu care a fost alături de mine, a sosit, a venit înapoi de la București și, uh, pentru că iubesc tinerii mult. Și uh, înțeleg generația aceasta și sunt aproape de generația aceasta, de aceea, uh, chiar dacă par că am trecut într-o altă etapă a vieții, și am trecut uh, în alte responsabilități care le avem, uh, îmi amintesc că am un coleg la Biserică pe Ioanci și. Uneori ne tachinăm și ne spunem care e mai tânăr în gândire, care din noi e mai tânăr. Așa că vă spun, am rămas tânăr în gândire. Sunt alături de tineri, aproape de ei și vreau să mă identific cu ei. Pentru că știu că este o generație care va impacta lumea în viitor. Este generația care impactează lumea acum, în timpul vostru și o va impacta și în viitor. Când eram tânăr, eram copil și mă uitam la avioanele de pe cer și eram așa de fascinat de ele. În vremea aceea, ca comunismului, prea puțin zburau cu avionul. Și visul meu era, într-o zi, să ajung aviator, să ajung să conduc un avion, să fiu pilot. Și ăsta era visul vieții mele. Și multă vreme spuneam că voi ajunge pilot de avion. A trecut timpul și am mai crescut puțin și mi-am dat seama că e cam greu lucrul ăsta și Mergând prin spitale, văzând medicii îmbrăcați în haine albe cu acele aparate pe la... Eram fascinat de medicină și am zis, într-o zi, voi ajunge medic. Timpul a trecut, n-am ajuns nici aviator, pilot, n-am ajuns nici medic. Și am stat și m-am întrebat, oare de ce? Vreau să vă spun ceva, dragi tineri, încă de la început. Ca să ajungi undeva în viață. Trebuie să treci dincolo de intenții. Nu-i nevoie să ai intenții bune, nu-i nevoie să cunoști lucruri multe, ci trebuie să treci dincolo de intenții. Ca să ai impact într-o lume ca și aceasta, nu-i de ajuns să-ți dorești lucrul ăsta. Nu-i de ajuns să fii de acord cu o temă ca și aceasta. Este nevoie să plătești un preț și să treci dincolo de intenția aceasta. Și să vezi ce dorește Dumnezeu de la un tânăr pentru a avea impact. Aș vrea să definim puțin din punct de vedere biblic ce înseamnă a avea impact. Pentru că la prima citire a acestui titlu și privire, uneori poate am crede că ieșim din zona creștinismului smerit și umil și zicem, cum să am eu impact, dar eu vreau să ies în evidență. Apostolul Pavel zice fiecare să aibă păreri cumpătate față de el. Și aș vrea să definez puțin cadrul despre care vom discuta în dimineața aceasta. În primul rând, fiecare dintre noi trebuie să recunoaștem și e, mulți teologi ai lumii noastre, până și de la C.S. Lewis, de la Dumitru Stăniloae din Biserica Ortodoxă, toți au tratat această problemă că, fiecare fi că ființa umană are trei mai mari nevoi fundamentale. Prima este nevoia de Dumnezeu, a doua, a doua este nevoia de semeni, Așa că de aceea suntem atâția tineri în dimineața aceasta aici, pentru că avem nevoie de a relaționa, de a trăi unii cu alții. Nu putem trăi izolați. Și a treia mare nevoie este nevoia de semnificație. Dumnezeu a pus ceva în noi prin care nu putem fi oricine. Și nici nu vrea Dumnezeu să fim oricine. Dumnezeu vrea să ne folosească în, în modul în care El vrea. Și dacă există în noi acea dorință de a impacta lumea. Vreau să vă spun că lucrul acesta este pus de Dumnezeu și sădit în fiecare ființă umană. Și este bine că Dumnezeu l-a pus așa. Pentru că noi avem țeluri, lumea progresează, merge înainte, pentru că vrem să, să avem nevoie aceasta de semnificație, de a face mai mult, de a fi important pentru cineva, de a, de a impacta viața cuiva. Sunt trei mari nevoi, de aceea această nevoie de impactare este pusă de Dumnezeu în noi. Mai mult decât atât, de ce să fim un tânăr de impact? Pentru că mandatul fiecărui creștin, autentic, este, știți care e mandatul omului pe pământ, care Hristos, mandatul noului testament, faceți ucenici din toate neamurile. A face ucenici, dragii mei, nu presupune altceva decât a impacta maestrul, își impactează ucenicul. Dacă eu astăzi sunt aici. Sunt conștient că eu sunt aici pentru că am avut niște mentori în viața mea care au impactat încă de tânăr viața mea și mi-au trasat o direcție în viață. Mi-au mi pus valori în mintea mea, mi-au pus lucruri și mi-au -au, -au, -au modelat viața. Și mi-au spus, Cornel, dacă vrei să ajungi undeva și să faci ceva în viață... Mă amintesc că eram tânăr la 18 ani, pleca de acasă la Cluj și a venit un om și a zis dacă vrei să faci ceva în viață semnificativ... Trebuie să treci dincolo de intenții și să plătești prețul. Dumnezeu ne cheamă, mandatul fiecăruia dintre noi. Nu trăim pe lumea aceasta să, să facem altceva, ci prin ceea ce facem, să transformăm locul nostru de muncă, să transformăm școala noastră, banca în care suntem, într-un altar al preoției noastre în care să-l propovăduim pe Hristos prin slujba noastră. Acolo unde sunt, în modul în care îmi fac activitatea, în care învăț, în care mă raportez la cei de lângă mine, eu trebuie să-L reprezint pe Hristos și să transform locul în care eu sunt într-un altar al preoției mele. Pentru că ăsta e mandatul care Hristos l-a lăsat înainte de a pleca și a zis, mergeți și faceți ucenici din toate neamurile. Aceasta nu este o opțiune, de fapt. Și în ultima instanță este o poruncă din partea lui Dumnezeu. Dar prima condiție pentru a fi un tânăr de impact, dacă lucrurile stau așa, înainte de a face ucenici, eu trebuie să devin maestru. Și nu spun lucruri mari. Nu trebuie să te gândești, eu n-am să pot ajunge niciodată. Nu spun lucruri mari. Eu trebuie, prima condiție este să investesc în mine. Să văd ce vrea Dumnezeu să investesc în viața mea pentru a putea impacta pe alții. De fapt, așa cum s-a spus în dimineața aceasta, Scriptura ne spune, voi sunteți sarea pământului și lumina lumii. Și apoi textul continuă acolo, nu o să citim acum, dacă sarea își pierde gustul, nu mai este bună de nimic. Adică ne pierdem sensul și scopul în lumea aceasta, dragii mei, pentru că omul, sensul vieții sub soare, nu-l poți găsi în lumea aceasta niciodată. Dacă trăiești intrinsec pentru lumea aceasta sub soare, totul se stinge într-o zi. Dar când privești dincolo de soare, că Dumnezeu ne-a chemat la ceva mult mai mult, pe tine te-a chemat să investești în alții pentru eternitate, găsești sensul vieții și rațiunea de a lupta în viața aceasta, de a impacta pe alții, pentru că te gândești că rezultatele a ceea ce faci nu sunt efemere și se sting într-o zi mai târziu, ci sunt pentru eternitate. Și Dumnezeu zice, voi sunteți sarea pământului. Există pericolul care îl spune acolo în text: dacă sarea își pierde gustul să nu mai. Avem sens și să nu mai găsim sensul. Și când vorbește de lumina lumii, zice, ca o cetate așezată pe un munte. Adică noi nu suntem ceva așa cum uneori gândim, o, oh, eu sunt smerit, eu stau, nu, nu trebuie nimeni să audă de mine, nimeni să mă vadă, eu sunt așa, la locul meu. Nu, Hristos spune, voi sunteți lumina lumii ca o cetate așezată pe un munte. Adică o cetate pe un munte cum este? Și care luminează? Vizibilă. Oamenii se uită la ea, oamenii văd ceva. Și zic, extraordinar ce viață. Vă amintiți? Apostolul Pavel îi scrie tânărului Timotei și îi zice, credința ta s-a sălășluit mai întâi în bunica ta, apoi în mama ta și apoi în tine. Pentru că este ceva generațional care trece de la o generație la alta. Noi suntem chemați uh, în jurul nostru, generația care vine după noi, să o impactăm, dragii mei, și să sălășluim în ei valorile lui Dumnezeu. De aceea când vorbesc de impact, în mintea mea este acel mandat care Hristos ni l-a dat de a face ucenici. Mă amintesc de un uh, uh, un scriitor, cred că nu merge în casta, dar eu i-am dat... A, eu sunt de vină. Nu i-am dat drumul. E băgat acolo. Dacă nu dăm mai departe, o să mă ajuți. Următorul slide. Spune Tolstoi în felul următor. Fiecare se gândește să schimbe lumea. Da, acum merge. Dar nimeni nu se gândește să se schimbe pe sine. Avem uneori planuri mari și vrem să schimbăm lucruri în biserica noastră, să facem lucruri mari, să, să fim cu impact și vrem să schimbăm pe alții, dar uităm că înainte de a schimba pe alții, trebuie să mă schimb pe mine. Aș vrea în momentele următoare și de fapt nu numai în sesiunea aceasta și în sesiunea de după masă să vorbim de acele lucruri care ar trebui schimbate în viața mea pentru ca eu să fii un tânăr de impact. Și ascultați-mă, sunteți tineri. Viitorul vă stă în față. Când eram și eu de vârsta voastră, așa cum v-am spus deja, am aterizat la Cluj, student, aveam 18 ani. Și ceea ce a impactat viața mea, în prima luni seara în care m-am dus acolo la studiu, era un studiu care se făcea trei ore în fiecare luni seara. Și m-am dus acolo. Mă amintesc că am ieșit din acea seară plângând și durmeam, stăteam în observator la cămină și am urcat singur pe varianta clujului, pe lângă cimitir, plângând și stând cu Dumnezeu de vorbă și spunându-i, Doamne, vreau viața mea aici și de acum încolo să fie a ta. Omul acela, spre finalul serii, a spus și parcă mi-a vorbit mie personal și spunea omul acela care vorbea în seara aceea. Ai venit aici cinci ani de zile. Poți să-ți faci praf viața sau poți să strălucești și să impactezi pe alții pentru Hristos. Și a spus El în mâna ta, în, în mintea ta, tu decizi ce faci cu viața ta și cu viitorul tău. De aceea vreau să vorbim în dimineața aceasta de câteva lucruri care trebuie să fie la temelia vieții noastre pentru a avea impact și pentru a putea să clădim împreună cu Dumnezeu și a ne împlini mandatul care noi îl avem în lumea aceasta. Și primul lucru despre care vreau să vorbim este acesta. Am pus aici, pardon, o busolă. Într-o lume tumultoasă și unde sunt valuri mari pe mare, marinarii se orientează după busolă. Și ei știu direcția în care trebuie să meargă. Și am scris busola vieții. Și aș vrea să-ți spun câteva lucruri extrem de importante care trebuie să fie la baza vieții tale pentru a putea clădi un viitor cu impact. Și pentru a fi acel om pe care Dumnezeu îl dorește să-l folosească într-o lume ca și aceasta. Și primul lucru de care vreau să-ți vorbesc este caracterul. Pentru a putea ajunge un tânăr de impact. Este nevoie de oameni de caracter. Și ce înseamnă asta? În primul rând, caracterul este ceea ce ești când nu te vede nimeni, în intimitatea vieții tale. Când tu crezi că nu te vede nimeni și poate stai singur în cameră, cu, cu ușa închisă, în lumea ta, vreau să-ți spun că este cineva care te vede și acesta e Dumnezeu din ceruri. El spune când te rogi. Închide ușa după tine. Și Tatăl tău care vede nascuns, îți va răsplăti nascuns. Adică va face să ai impact în lumea în care trăim. Te va bine binecuvânta nascuns. Ascultați-mă bine, dragi tineri, ceea ce suntem în realitate, în viața noastră, în interiorul vieții noastre. Aceea vom deveni într-o zi și aceea va ieși la suprafață. Lucrurile nu le poți masca mult timp decât o perioadă. De aceea, dacă vrem să lucrăm la, la viața noastră pentru a fi o viață după placul lui Dumnezeu care să impacteze pe alții, noi trebuie să ținem cont de caracter. Ceea ce suntem când nu ne vede nimeni. Priviți aici, am pus un iceberg. Caracterul este ceea ce nu ai vrea să știe nimeni și alții despre tine. Poate acele lucruri care le ascunzi și ai vrea să le maschezi. Vedeți? Acolo este oamenii care pot să vadă partea de sus, este ceva mic puțin, care poate să influențeze lumea, dar ceea ce se întâmplă cu realitate, în realitate în viața noastră, este în interiorul vieții noastre. Nu poți să ai mai mare impact decât ceea ce ești în interior, în, în caracterul tău, în subsidiarul vieții tale, acolo când ești tu și Dumnezeu, tu și viața ta privată. Un om demn de încredere, caracterul este mereu un lucru, dragii mei, și caracterul este testat zilnic în viața noastră. Vă amintiți, amintea parcă aici de Iosif. Caracterul lui Iosif a fost testat zilnic. Dumnezeu i-a dat un vis și a zis, trebuie să impactezi, tu vei fi luna, soarele, toți se vor închina ție, snopul tău va rămâne în picioare și vei avea o contribuție semnificativă generației de după tine, vei salva viața poporului lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, pentru a-l duce pe Iosif să ajungă prim-ministru în Egipt, trebuie să-l crească și să testeze caracterul lui. Și Iosif ajunge în groapă, aruncat de frații lui. Putea să dea cu toate de pământ și să zică, eu n-am nevoie de un astfel de Dumnezeu. Dar Iosif rămâne credincios, pentru că ceva în interiorul lui îi spunea, Dumnezeu este drept și eu mă încred în el. Apoi Iosif ajunge în casa lui Potifar, unde zice, în sfârșit, parcă e un pic mai bine. Și acolo din nou este supus unui test. Și din nou zice, nu pot să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Caracterul este ceea ce faci când crezi că nu te vede nimeni. Te-ai dus la facultate, la Cluj, la Timișoara, la București și zici, nu mă vede nimeni. Vreau să-ți spun, te vede Dumnezeu. Și ceea ce ești în interiorul vieții tale, va determina ceea ce vei deveni în viitor. Caracterul e baza vieții noastre, este testat te zilnic, dragii mei. Iosif ajunge apoi în închisoare, putea și acolo să, să zică, Doamne, mi-ai promis, m-ai dezamăgit, dar Iosif rămâne credincios lui Dumnezeu. Și atunci când în interiorul lui rămâne credincios, prin orice circumstanță viața îl trece, Iosif ajunge omul care într-o zi ajunge să fie prim-ministru în țara Egiptului și apoi să impacteze pe alții în jurul lui. Știți de ce e nevoie pentru a putea avea un caracter frumos? De consecvență. Un lucru care nou ne lipsește tinerilor este consecvența. În Osea, capitolul 6, cu versetul 4, zice Evlavia ta este ca roa de dimineață. Ca să ai un caracter, să, să, dăltuiești în viața ta un caracter frumos, ai nevoie de consecvență, să rămâi consecvent principiilor, valorilor, vom vedea imediat, să rămâi consecvent a sta lângă Dumnezeu, continuu, continuu. De câte ori? Când începe fiecare an, ai zis anul ăsta, citesc toată Biblia și ai pornit și prin numeri sau mai departe, te-ai blocat. Și poate ai renunțat. Este nevoie de consecvență. Caracterul se zidește și se dezvoltă atunci când consecvent investim în noi, în, în a sta lângă Dumnezeu, în a dăltui în noi un caracter după voia lui Dumnezeu, așa cum dorește Dumnezeu. Unul din lucrurile care caracterul este foarte important când vorbim de caracter, dacă dai următorul slide, te rog, mai departe, este integritatea. Dumnezeu dorește oameni integri într-o lume ca și aceasta. Ce înseamnă integritatea? Priviți aici ce înseamnă. Am spus deja caracterul, ceea ce ești când nu te vede nimeni, dar priviți integritatea. Lipsa integrității, știți ce este? Foarte frumos putem defini și să vă rămână în minte ce înseamnă a fi un om integru de caracter. Oamenii au valori, au cuvinte care le rostesc și acțiuni care le fac. Integritatea, un om integru înseamnă sau e, când valorile mele, cuvintele mele, acțiunile mele se suprapun toate, vedeți, integritate totală, când ceea ce spun, valorile mele, se traduc în cuvintele mele și aceea și fac. În momentul în care una spun și alta fac, sau în momentul în care cercurile acestea cu valori, cuvinte și acțiuni sunt e, distanțate unele de altele în viața mea, și nu se suprapun și nu sunt aceleași, vorbim de lipsă de integritate. Dragi tineri, este nevoie ca, așa cum spune Scriptura, da al vostru să fie da. Ca atunci când am decis anumite lucruri pentru viața mea, să mă țin de ele până la capăt și să lupt pentru ele, Dumnezeu dorește să dăltuiască în noi un caracter după voia Lui, dar pentru asta ai nevoie de tineri integri. Ceea ce spun, valorile care le au și acțiunile lor să se suprapună întotdeauna. Și vom vedea ce trebuie să ne definească valorile, poate în sesiunea de după masă. Este extrem de important, dragii mei, primul lucru care trebuie să stea la baza vieții noastre pentru a fi tineri de impact este caracterul. Fără caracter, așa cum spunea fratele păstor, vei impacta lumea negativ. Caracterul va face să aduci o contribuție semnificativă încât să duci oamenii să-ți împlinești mandatul care Dumnezeu ți l-a dat. Caracterul, chiar și fără cuvinte, dacă nu le spui uneori, când trăiești și rămâi de caracter, oamenii se uită la tine și vor zice, wow! Dar ăsta nu minte ca noi. Dar el nu-și vorbește colegii de răi. Dar el nu face ca și alții pe la spate. E om de caracter. Și oamenii vor rămânea impactați a venit o tânără în biserica noastră de recent. Am și botezat-o, de fapt, de, de vreun an și ceva. Și am întrebat-o: Fac cateheză în biserica noastră cu toți care se botează? Și am zis: Cum ai reușit să vii la biserică? Și mi-a spus ea: Am avut în liceu o colegă care trăia o viață cum n-am mai văzut. Nu mințea, nu fuma, nu făcea ce fac ceilalți. Și a rămas integră. Și ziceam am ajuns într-un punct al vieții mele în care parcă totul mi se prăbușea. Și mi-am adus aminte de viața colegei mele. Am venit la biserică și aici Dumnezeu m-a cercetat și îmi predau viața în mâna Lui. Caracterul vorbește fără cuvinte și ne ajută la împlinirea mandatului nostru. Un alt lucru foarte important când vrem să avem o viață cu impact. Deci caracterul stă la bază. Următorul lucru de care trebuie să ții cont pe lângă caracter este viziunea. Dragii mei, dacă nu investim în noi, așa cum am spus la început, nu ajungi nicăieri. Ce este viziunea oare? La ce se referă când vorbesc viziune, te, te gândești ce este viziunea în, în Daniel, capitolul 1, versetul 11 la 13, aici Scriptura spune, atunci Daniel a zis îngrijitorului căruia încredințase că petenia famenului, privegherea asupra, priveghere asupra lui Daniel, Hanania, Mișael și Azaria, încearcă pe robii tăi 10 zile și să ni se dea de mâncare zarzavaturi și apă de băut și să te uiți apoi la fața noastră și la acelorlalți tineri care mănâncă din bucatele împărat, și să faci cu robii tăi după cele ce vei vedea. Adică Daniel avea o viziune, el se gândea în viitor, dacă eu rămân lângă Dumnezeu, Dumnezeu mă va binecuvânta, Dumnezeu va fi cu mine, el avea un viitor în față, el știa ce, unde să se uite. El nu se uită unde se uită toți tinerii, avea viziune omul acesta. Ce înseamnă a avea viziune, dragii mei? În primul rând, a avea viziune înseamnă să-ți stabilești o direcție în viață. Ai stat vreodată de vorbă cu tine să te întrebi, să te oprești din mersul lumii acestea, așa, să faci cum fac toți tinerii și să te oprești să zici, vreau să stau de vorbă cu mine. care e direcția mea în viață? Mi-am stabilit eu niște direcții în viață? Niște valori, niște lucruri la care țin și la care nu pot să renunț, niște valori nenegociabile, pentru că asta e tragedia societății în care trăim, dragii mei. Negociem totul, asta e lumea democratică. Totul negociem. Negociem în lumea cumpărăturilor, a laică, și negociem uneori valorile vieții noastre. Asta e cea mai mare tragedie a societății. Negociem valorile. Iosif a zis, lucrul acesta nu-l pot face, spune. Nu pot să fac asta. Nu pot să fac asta. Există, dragii mei, situații în care uh, nu avem voie să, să negociem valorile noastre, viziunea care o avem, viitorul nostru, pentru că riscăm să pierdem totul, să ne facem praf, așa cum am spus la început, viitorul. Ce este viziunea? Ca să înțelegeți foarte clar, vreau să vă dau o definiție a viziunii. Viziunea este imaginea mentală a unui viitor dorit. Nu poți să ajungi pilot de avion dacă nu-ți propui asta, dacă nu plătești prețul pentru asta, dacă nu începi să lupți pentru asta, să te pregătești în direcția asta. Asta e lumea în care trăim. Nu poți să ajungi inginer dacă nu mergi să faci o școală în domeniul acesta. Nu poți să ajungi pastor dacă nu te pregătești. Nu poți să ajungi nimic în lumea aceasta. Viziunea este imaginea mentală a unui viitor dorit. Aș vrea să te provoc în dimineața aceasta să te întreb care e viziunea pentru viața ta? care e viitorul care ți-l dorești? Spre ce țintești în viața ta? care e direcția în care vrei să mergi? Ți-ai făcut un plan al vieții tale spre care vrei să te duci? Sau treci viața așa? Știți ce am constatat la un moment dat? Am constatat că dacă nu-mi fac la început de an un plan pentru viața mea, pierd totul. Și uneori mi se părea ridicol să-mi scriu, anul acesta voi citi 10 pagini pe zi din anumite cărți. Anul acesta voi citi atâta din scriptură în fiecare zi. Și am început să bifez zilnic în agenda. Și în momentul când îți faci un plan pentru viața ta, și Dumnezeu, dragii mei, lucrează după planuri. Zice, după planul făcut înainte de întemeierea lumii. Viziunea este un viitor. Dumnezeu a văzut încă înainte de temerea lumii că îl va trimite pe Hristos. A făcut planul pentru lumea în care noi trăim. Întrebarea este, care e planul pentru viața ta? Care e viziunea pentru viața ta? Pentru că dacă nu-ți vei face un plan, nu ai o viziune, imagine mentală a unui viitor dorit, o să ți se scurgă viața printre degete și îți dai seama că timpul trece așa de repede și când te uiți seara și deschizi, constați, dai aici și zici, ah, două ore pe Insta, două pe WhatsApp, nu așa? Și viața s-a dus așa, pentru că a intrat, te-a prins vraja, te-a prins și viața se duce atunci când ai o viziune pentru viața ta, când îți faci un plan pentru viața ta, pentru că viziunea, dragul meu, îți stabilește prioritățile. Vei ști care e direcția pe care trebuie să mergi, vei ști în ce direcție. De aceea îți spun în dimineața aceasta, sunt foarte practic cu tine, fă-ți un plan, fă o, un vi, trasează un viitor dorit pentru viața ta, gândește-te unde vrei să ajungi. Pentru că dacă lași lucrurile să curgă de la sine... Nu vei ajunge nicăieri și vei constata că viața s-a scurs printre degete. Și ajungi la o vârstă imediat și regreți. Dar timpul scurs nu se mai întoarce niciodată înapoi. Dacă n-ai investit când trebuie în anumite lucruri, nu se mai poate face nimic. De aceea e important, dacă vrem să ajungem de impact, să fim de caracter, să avem viziune. Viziunea stabilește prioritățile. Viziunea te face să ajungi undeva. Unde ți-ai propus, să ajungi în acel loc, să, să mergi. Dacă nu ai o viziune, nu vei ajunge nicăieri. Nu pot să ajung la Cluj dacă nu-mi propun să merg la Cluj. Nu pot să ajung nicăieri. De aceea, tot așa stau lucrurile și în viața ta, la nivel mental. Tu trebuie să-ți propui anumite lucruri pentru a ajunge acolo. Trebuie să-mi propun să citești Scriptura, să stau lângă Dumnezeu, altfel nu pot să ajung acolo. Și vă mai spun un lucru, cu care știu că ne confruntăm mulți dintre noi. Și Gedeon din Scriptură s-a confruntat și a zis, Doamne, eu sunt cel mai mic. Eu nu pot, cea mai neînsemnată seminție. Vreau să vă spun un lucru. Țintește sus și vei ajunge sus. Țintește -și sus și vei ajunge sus. Brian Eby este un, un, băieț, un băiat care s-a născut într-o familie și la șase luni după ce Brian Eby s-a născut, omul acesta, omul acesta și-a pierdut tatăl. După încă șase luni, și-a pierdut și mama. Și cineva l-a luat și a avut grijă de Brian Eby. Au început să investească în el. Și l-a luat cineva și a zis, auzi, omul acesta trăia cu multe complexe. Era crescut de biserică mai mult, în care locuia într-un orașel din America. Îl cunosc pe acest om personal. Am stat, mi-a fost profesor în anumite situații. Și omul acesta l-a luat cineva, biserica, și pastorul i-a zis, Ebi, știu viața ta. Vreau să-ți spun, tu poți să ajungi sus. Fă-ți o viziune pentru viitorul tău. Și Brian Ebia a prins ideea și a început să investească în el. Și n-a trecut mult timp când a ajuns la maturitate. Ne spunea omul acesta că acum câteva săptămâni eram la Brașov cu el. Când i-am văzut cartea de vizită la câți guvernatori din Statele Unite, ne-a și dat cartea lui de vizită. O am la câți guvernatori este consilier. Omul acesta spune, Dumnezeu a început să mă folosească pentru a ridica pe alții, pentru a încuraja pe alții și a devenit consilierul principal al lui Larry Crabb, care a murit în 2019, un om extraordinar al lui Dumnezeu. Citiți cărțile lui Larry Creb, Sunt de o valoare imensă. Și spune, după ce Larry Crabb a plecat în 2019 și a continuat lucrarea lui, un tânăr, fără tată, fără mamă, un tânăr care la un moment dat ne spunea că nu avea ce să mănânce, biserica îl creștea și spunea el am ajuns unde am ajuns pentru că am avut caracter, m-am ținut de Dumnezeu și am avut o viziune pentru viața mea. Dragul meu, ascultă-mă în dimineața aceasta, țintește sus pentru viața ta, tu poți să ajungi sus. Nu renunța niciodată la a ținti sus. Nu o să ajungi nicăieri dacă nu ai vise mărețe. Dacă visul tău e undeva jos, acolo vei ajunge. Dacă ai vise mărețe, vei ajunge sus. Dumnezeu vrea să te folosească. Tu ai preț în ochii lui Dumnezeu. Pentru tine a murit Hristos și a dat viața. Tu ai valoare în ochii lui și de aceea țintește să fii de impact în generația aceasta. Zic Dumnezeu să te ajute la lucrul acesta. Tu ai valoare în ochii lui Dumnezeu. Ești atât de prețios. Pentru tine a venit Hristos să moară. Tu nu ești oricine în lumea aceasta. Tu ești un fiu al lui Dumnezeu, al marelui stăpân. Tu ai valoare în ochii lui. Tu poți simți sus. Pentru că cel care va fi alături de tine, dacă tu vei prinde valorile lui în mâna ta de caracter și vei avea viziune, cel care va ridica viziunea ta sus, nu este un om, ci este cel care a zis toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ și ăsta e Hristos din ceruri. 12 oameni, pescari și simpli, au impactat o lume întreagă. De ce? Nu pentru că ar fi fost ei nu știu cine, ci pentru că și-au pus viața în mâna lui Dumnezeu. Dragul meu, pentru a fi un tânăr de impact, ai nevoie de caracter și de viziune. Mai este nevoie de un lucru la care trebuie să bași de seamă în viața ta. Și acesta știți care este, pe lângă caracter, relațiile. Relațiile care le ai. Sunt două relații fundamentale la care aș vrea să te gândești în dimineața aceasta. De prima vom discuta probabil mai mult în a doua sesiune. Și vreau să-ți spun că cea mai importantă relație din viața ta este relația cu Dumnezeu. Este lucrul esențial al vieții tale. Există Dumnezeul? E în calcul în existența ta, în viața ta? Este El o realitate pentru tine? Cine-i Dumnezeu pentru tine? Există El? Este real în viața ta? Via relația cu Dumnezeu este extraordinară și apoi, un alt lucru care ne face tineri de impact este relația cu semenii. Viața e țesută din relații, nu putem altfel, dragii mei. Suntem, intrăm în relații, în anturaje în lumea în care noi trăim, avem atâtea anturaje în lumea noastră, dragii mei, și asta poate să... Ascultă-mă bine ce-ți spun în dimineața aceasta, anturajul poate să-ți facă viața sau să-ți desfacă viața. Anturajul, spunea cineva, ce anturajul, când încerca o tânără să definească anturajul, zice, nu știu ce se întâmplă, dar când sunt în, în anturajul prietenilor de la școală, fac lucruri pe care singură nu le-aș fi făcut niciodată. Pentru că anturajul te prinde. Știi care e legea anturajului? Ascultă-mă bine, nu poți nega oricine ai fi de aici. Este o lege universală. Legea anturajului este următoarea. Vi cu noi, faci ca noi nu poți nega. Uitați-vă la Petru. Putea Petru să spună, sunt Petru, Doamne, toți dacă te-ar părăsi, niciodată eu, eu vin cu tine chiar și la moarte. Și are loc procesul lui Isus în curtea lui Pilat. Și niște femei se încălzesc la un jăratec de cărbune. Și se duce și Petru cu ei să se încălzească. Și intră în vorbă, în discuții și povestesc. Și spune Biblia că după vreun ceas, una din ele zice, băi, și tu ești cu Isus ăsta care-i arestat cel ce nu-l cunosc pe omul acesta. Păi ce l-a făcut pe Petru să se schimbe? Din unul care a zis, niciodată nu te părăsesc, Doamne, anturajul. Relațiile care le avem, dragii mei. De aceea, în dimineața aceasta, la conferința aceasta, gândește-te la relația cu Dumnezeu și la relația cu cei din jurul tău. Anturajul în care ești este unul care te influențează negativ pe tine? Știți ce spune în psalmul 1? Ferice de omul care nu se duce, nu se oprește și nu se așează. De ce credeți că Scriptura spune în felul acesta? Pentru că este un pericol imens într-un anturaj rău să vii cu noi și să faci ca noi. Și fii sincer cu tine în dimineața aceasta. De câte ori nu ai plecat, poate în anumite locuri, cu colegii, și ai zis, eu n-am să fac aia. Și te-ai văzut prins și să ai simțit că nu mai poți și că ești prins în mreaja aceea. De ce? Pentru că relațiile sunt extrem de importante. Dar un om care înțelege că relația cu Dumnezeu trebuie să fie pe primul loc și când se trezește dimineața, stă de vorbă cu Dumnezeu. Omul acela va avea tăria când mergi la școală și anturajul presează asupra noastră, că este ca o presă care ne presează. Știu, știu frământările voastre, știu zbaterile voastre, dragii mei, știu câte gânduri ne vin în minte. Dar pentru a putea rezista la presiunea care se pune asupra noastră în lumea în care trăim, avem nevoie să stăm strângi legați de Dumnezeu și să fugim de anturajele care ne departă de Dumnezeu. Oricine am fi, dragii mei, avem nevoie. Relația este una care se realizează. Este un moment când intrăm în relație cu cineva, apoi se demonstrează, dar ea se poate întrerupe în orice moment. Poate că ești în dimineața aceasta aici și relația ta cu Dumnezeu s-a întrerupt. Poate că a fost un moment în care un anturaj te-a prins și te-ai trezit făcând lucruri care nu le-ai fi făcut singură niciodată. Și poate că e o luptă în mintea ta și te gândești ce să mai fac dacă am fost prins în acest anturaj, ce să mai fac. Vreau să ți spun o veste bună în dimineața aceasta, nu de altceva ne am adunat aici, decât să ți spun că dacă cumva ai o luptă în mintea ta care o duci, că ai căzut, Că, și te lupți cu, este un ciclu repetat, cădere, pocăință și te toridici, că știu că asta e în viața multor tineri, vreau să-ți spun un lucru, în dimineața aceasta, în locul acesta, este prezent Iisus Hristos Domnul. Și vreau să-ți spun încă ceva. Sângele lui are putere să curățească tot trecutul tău și să-ți dea putere să pornești o viață nouă și să fie momentul acesta, un moment nou în viața ta, în care vrei să îți fixezi anumite viziuni pentru viitorul tău, să, să vezi în viitor ce vrei să faci cu viața ta. Relațiile. Pentru a avea o viață cu impact, noi trebuie să avem caracter, viziune, relații. Și vă mai spun un lucru cu care ne vom apropia și de încheiere în dimineața aceasta. Pe lângă relația cu Dumnezeu, am spus relația cu semenii, anturajul, pe lângă asta mai există un lucru foarte important și anume abilități. Poate nu sună așa creștin, știu. Știu că poate nu sună chiar atât de bine abilități când vorbești. Păi, uh, dragii mei, știți în Noul Testament câte cărți avem ale Apostolului Pavel scrise? V-ați întrebat de ce? Pentru că a fost unul din cei mai educați oameni din vremea lui. A fost unul care uh, a, a studiat la cele mai înalte facultăți din vremea lui. Abilitățile sunt extrem de importante pentru a avea impact. În ce investez viața? Ce fac cu viața mea? Spre ce o canalizez, dragii mei, este, este extrem de important. Cunoștința când vorbim. Să citim mult, să cunoaștem mult, dragii mei. John Stott spune la un moment dat, Marea dragoste se naște din marea cunoaștere. Cu cât cunoști mai mult, cu atât iubești mai mult. Pentru că la noi a existat o zicală foarte, zice, Dacă aș face cât cunosc. Și oamenii din puținul ăla nu făceau nimic, Dar cu cât citești mai mult în scriptură, Cu cât te adâncești mai mult cu, în alte cărți care te ajută, cu atât te apropii te îndrăgostești mai mult de Dumnezeu. Marea dragoste se naște din marea cunoaștere. De aceea Scriptura ne motivează întotdeauna să stăm în ea, cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei zbândi în toate lucrările tale și vei lucra cu înțelepciune. Spune-n 1 cu 8, cunoștința este, eu trebuie să pun accent în viața mea, dragii mei, să citesc, să cunosc. Vă amintiți? Și v spune de ce. Vă amintiți de Apostolul Pavel? Pe mine mă impresionează omul ăsta. Zice, m-am luptat, lupta cea bună. Mi-am isprăvit alergarea, spune el, sunt la final. Și acum mă așteaptă să plec din lumea aceasta. Și după ce spune asta, ascultați atent ce spune acolo în Timotei. Zice, totuși, adum cărțile de piele. Păi, Pavele, ce să mai faci cu cărțile acum? Pentru că atâta vreme cât Dumnezeu ne lasă, noi trebuie să ne pregătim, dragii mei. Noi trebuie să trăim, să ne ancorăm în cultura în care suntem, să putem influența lumea. Nu poți să o influențezi dacă nu ești aproape de lumea aceasta, dacă nu o cunoști. De aceea, cunoștința este extrem de importantă, să dobândim aceste abilități în a cunoaște, dragii mei, cât de mult despre lumea aceasta. Selectați cărțile care le citiți. Nu vreau să vă spun, citiți tot ce se vinde pe piață. Selectați, vedeți autorii, întrebați mentorii care îi aveți. Caută să ai un mentor în viață cu care să te sfătuiești din când în când, cu care să-ți faci un plan pentru viitorul tău. Poate că l-ai făcut de multe ori și nu te-ai ținut de el. Mă amintesc și eu când mi-am făcut prima dată, nu m-am ținut. A doua oră mi-am dat seama că nu reușesc. Și a treia oră am zis, nu se poate. Mi l-am scris pentru anul următor. Mi l-am dus în prima zi a anului. M-am întâlnit cu unul din mentorii mei și prietenii mei. Și am zis, uite, asta vreau să fac anul ăsta. Te rog, în fiecare lună, întreabă-mă dacă am făcut și știam că trebuie să dau socoteală. Și în fiecare lună mă țineam de ceea ce am scris acolo. Cunoștința este extrem de importantă, dragul meu. Înțelepciune. Nu poți dobândi înțelepciunea dacă nu citești, dacă nu investești în viața ta, dacă nu cunoști cât de multe. Și un alt lucru extrem de important care ajută la abilități este modul de folosire al timpului. Cum îți folosești timpul tău? Citiți o carte, vă recomand o carte, se numește Ordine în Universul Interior. Este o carte care a, a schimbat valorile vieții mele în totalitate, despre folosirea timpului. Cum îți folosești timpul? Pentru că asta va spune de valorile tale, de ceea ce faci. Folosirea timpului este extrem de importantă, dragul meu. Gândește-te la asta. Vreau să-ți spun în dimineața aceasta că. Dacă vrei să fii un tânăr de impact, ai nevoie de caracter, ai nevoie de abilități, ai nevoie de relații bune cu Dumnezeu, cu cei din jurul meu și ai nevoie de o viziune pentru viața ta. Altfel nu o să poți niciodată. Astea sunt lucrurile de căpătâi care pot. Și ți-aș mai spune un lucru, aș mai adăuga aici. Dincolo de această imagine, aș vrea să-ți mai spun un lucru. Este foarte important pentru impact identitatea. Cine suntem noi? Cine sunt eu? Dacă îți vei defini identitatea în funcție de lucrurile care trec din lumea aceasta, atenție mare! Când îmi definesc identitatea în raport cu înfățișarea, cu performanțele, cu statutul social, cu posesiunile, vine o vreme când nu mai sunt împlinit. Și știi de ce? Pentru că frumusețea este trecătoare. Bogățiile sunt trecătoare. Toate trec. Întotdeauna voi întâlni un altul mai educat decât mine, mai înțelept, dacă definesc identitatea mea în funcție de astea. Dar, atunci când îmi leg identitatea mea de Dumnezeu, de relația cu Dumnezeu, de cine sunt eu în Hristos, atunci asta nu se va schimba niciodată, pentru că Dumnezeu este neschimbător și El rămâne același ieri, astăzi și în veci. Dacă îmi leg identitatea de, de cunoștințe, de imaginea mea, de alte lucruri, așa cum am spus, Dragul meu, pentru a avea impact avem nevoie de aceste lucruri care le-ați văzut aici și să avem o imagine de sine sănătoasă. Să știm cine suntem noi. Tu nu ești oricine în lumea aceasta. Tu ești un fiu al lui Dumnezeu în care Dumnezeu vrea să te folosească pentru lărcirea împărăției Lui. Tu nu ești oricine. Tu ai valoare în ochii Lui. Pentru tine Hristos a venit și el, tu prețuiești atât de mult pentru El Știți ce spune Scriptura când vorbim de identitate? Iisus știa de unde vine și unde se duce. Și asta i-a dat putere în orice situație a vieții. El știa că scopul vieții lui transcende dincolo de viața aceasta, de ceea ce făcea pe pământ. El a știut de unde a venit și unde se duce. Și asta i-a dat putere în orice momente ale vieții. Știu că ai momente grele în viață. Știu că uneori trăim în lumea aceasta, valurile sunt multe. Caută busola aceasta de care ți-am vorbit în dimineața aceasta. Definește bine cine ești tu. Ești copilul lui Dumnezeu. Ține-te strâns de asta. Și vreau să-ți spun că atunci se pot întâmpla minuni cu viața ta. Oamenii se vor uita la tine și vor zice, wow, asta cu adevărat e un copil al lui Dumnezeu. Știi care e provocarea acestei dimineți pentru tine? Aș vrea să-ți fac o provocare în momentele următoare. Și provocarea este următoarea. Nu vreau să te manipulez. Vedeți, nici nu cântă nimeni. Îți spun sincer în dimineața aceasta. N-am scopul ăsta, n-am venit aici să creez ceva. Cu toate că nu e rău asta. Dar aș vrea să-ți fac o provocare. N-ai vrea să fii un Daniel în generația ta? Haideți să stăm ridicați în picioare. N-ai vrea să fii un Daniel în generația ta, acolo unde ești, la școală, la serviciu, nu știu, în locul în care Dumnezeu te-a ajezat? Vreau să-ți fac provocarea în dimineața aceasta, fii un Daniel în generația ta. Știți ce a făcut Daniel? A avut o viață curată, s-a hotărât să nu se spurce. S-a hotărât să rămână sfânt pentru Domnul, a hotărât să rămână lângă Dumnezeu toată viața. Fii un Daniel în generația ta, asta va conta și va face diferența. Vei fi un tânăr de impact dacă vei hotărâ să nu te spurci cu lumea aceasta, să trăiești separat de lume. Apoi al doilea lucru care l-a făcut Daniel, fi credincios lui Dumnezeu în orice circunstanță a vieții, oriunde vei fi, rămâi lângă Dumnezeu, rămâi aproape, leagă-ți viața de El, prinde-te de El în dimineața aceasta și fă o promisiune și spune Doamne, vreau să fiu un tânăr de impact, vreau să-ți rămân credincios, ori în ce situație, orice s-ar întâmpla cu viața mea, vreau să rămân lângă tine, fi un Daniel în generația ta și apoi, nu s-a lăsat schimbat de lume, ci a schimbat el lumea din jurul lui. Împăratul a declarat că Domnul este Dumnezeu. Te cheamă Dumnezeu în dimineața aceasta. Te cheamă să schimbi lumea în care suntem, să transformi lumea din jurul tău. Mandatul tău nu-i să faci altceva pe pământul acesta, ci să-L reprezinți pe El cu cinste. La Iud în închisoare, era un preot și au adus un ateu povestea asta e adevărată și au trântit comuniștii prin anii 50 și ceva 48, 50 au strâns legionarii credincioși, și îi băgau în închisoare și au adus un ateu și l-au trântit pe ateu l-au bătut rău de tot și l-au trântit în închisoarea preotului să-și bată joc de el comuniștii și era aproape mort, atât de rău l-au bătut, plin de sânge. Preotul s-a dus lângă el, i-a dat hainele lui, l-a îmbrăcat, i-a spălat rănile. Și când a venit ora mesei, a zis, auzi, hai să ne ridicăm și să mergem la masă. A încercat să-l ridice și ateul a căzut jos, aproape că nu mai sufla. Preotul speriat a zis: Nu-i nimic, stai aici. Primesc o porție de mâncare. Mă voi duce, iau gamela. Mănâng eu jumate și tu jumate până-ți vei reveni. Așa a făcut câteva zile preotul cu ateul. După câteva zile, l-a întâlnit în curtea pușcăriei. Și preotul s-a uitat în ochii lui și a zis: N-ai vrea să-ți vorbesc câteva cuvinte despre Isus. Și ateul supărat a zis, ți-am spus că sunt ateu, n-am nevoie de Isus. lasă-mă cu Isus. Dar zice, totuși, pentru că oamenii văd caracterul, văd viața ta, ei te știu, mai mult decât îți imaginezi tu, ei știu cine ești tu. Și a zis, totuși, zice ateul, pentru ceea ce ai făcut pentru mine, spunem în două cuvinte cine e Isus și apoi niciodată să nu mai vorbești de El. Și stă preotul se uită în ochii ateului și zice Uită-te în ochii mei Ateul ridică ochii Și zice Iisus Este ca mine Și în acel moment Ateul a început să șteargă lacrimile Și a zis dacă Iisus este ca omul acesta Vreau și eu să fiu ca Iisus Ăsta impactul tău, trebuie să fie în lume Ești aici și te chem în dimineața aceasta. De fapt, nu eu, ci Dumnezeu te cheamă să schimbăm lumea și să o impactăm cu valorile lui Dumnezeu și prezența lui. Haideți să plecăm capetele. Și dacă vrei să fii un Daniel în generația ta, te provoc în dimineața aceasta. Ridic o mână, vreau să mă rog pentru tine. Vreau în momentele următoare să mă rog, O, Dumnezeule, vină în dimineața aceasta. Avem nevoie de tine, chemăm numele tău, ține mâna ridicată, Iisus ți-o poate prinde. O, atâția tineri, o generație care se ridică astăzi, Doamne, chemăm numele tău în locul acesta, Doamne. Avem nevoie de tine, Doamne, îți mulțumim pentru generația aceasta, îți mulțumim că în vremea aceasta tu vrei să ne aduci din nou aproape de tine. Mă rog în dimineața aceasta, coboară aici la muntele Sion. Vino prin Duhul Sfânt, Doamne, și mă rog aceste mâini care s-au ridicat, prindele în mâna ta în dimineața aceasta, să fie Daniel în generația lor, să fie acei oameni care să schimbe lumea din jurul lor, Doamne. Nu este vorba despre noi în locul acesta, Doamne, este vorba de împărăția ta pe care vrem să o ducem altora. De aceea suntem aici și te rog, echipează generația aceasta cu valorile tale, Doamne, să se prindă de tine, să fie oameni tineri de caracter, tineri cu o viață viziune pentru viața lor, pentru ceea ce Tu vrei, Doamne. Chemăm numele Tău în locul acesta. Avem nevoie de Tine în dimineața aceasta, Doamne. De aceea vrem să vii Tu cu noi, Doamne. Nu vrem să mergem fără Tine. Știm că singuri nu vom putea, Doamne, dar cu Tine suntem mai mult decât biruitori. Cercetează generația aceasta, Doamne. Coboară cu Duhul Sfânt în momentele acestea. Mulțumesc pentru atâția tineri care vor să trăiască pentru Tine, Doamne. Ridic o generație nouă. Ridic o generație generație vie pentru împărăția ta. Avem nevoie de tine, Doamne. Vrem să mergem cu tine înainte. De aceea vină cu noi, Doamne. Și ca și Daniel, vrem să decidem pentru viața noastră să rămânem lângă tine, să te reprezentăm cu cinste în Babilonul lumii acesteia, Doamne. Să rămânem sfinți într-o lume nesfântă, Doamne. Să rămânem curați într-o lume care se întinează. Știm că nu vom putea singuri, dar îți mulțumesc că tu ne ridici, Doamne. Dacă există în dimineața aceasta, tine aici, în conștiința cărora există acuzații ale cerului rău, datorită căderilor, mă rog în dimineața aceasta, sângele Tău să curățească orice lucru. Doamne, sângele Tău să ierte, Doamne. Mă rog să dezlegi dacă există tineri legați în anumite dependențe. Eliberează în dimineața aceasta, Doamne. Este putere în numele Tău. De aceea te chemăm, coboară aici la muntele Sionului. Avem nevoie de Tine, Doamne. Îți mulțumim că Tu o faci, îți mulțumim că lucrezi între noi te slăvim și te onorăm pe tine, fi lăudat până în veci de veci. Amin.